ANAF aduce la cunoștință contribuabililor persoane fizice câteva noi prevederi în ceea ce privește depunerea declarației unice. Principala modificare este cea legată de modul de depunere al declarației. Dacă până acum documentul se putea depune și la ghișeu sau prin poștă, din acest an depunerea se poate face doar electronic. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mehedinți aduce la cunoștința contribuabililor aprobarea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice, care se va depune în anul 2019. Termenul limită de depunere a declarației este data de 15 martie 2019 sau, în cazul începerii unei noi activități, 30 de zile de la începerea activității sau obținerea veniturilor. Trebuie să amintim că în acest an această declarație se va depune numai în format electronic, de aceea este necesar pentru contribuabil să-și deschidă un cont în aplicația Spațiu Privat Virtual. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mehedinți acordă contribuabililor asistență în ceea ce privește deschiderea unui cont în spațiul privat virtual, dar și în privința completării și depunerii declarației unice.